Bine v-am regăsit la exerciții de gândire. Întâi să găsim răspunsul la o întrebare legată de relații de familie. O masă, într-un restaurant, se găsește un grup de familie în care găsim următoarele grade de rudenie. Întrebarea este, care este numărul minim de persoane din acest grup? Avem deci în grup o mamă, un tată, o fiică, un fiu, o soră, un frate, un verișor, o verișoară, un nepot, o nepoată, un unchi și o mătușă. 12 persoane. Nu, de fapt, așa cum au observat cei care au trimis răspunsuri, sunt suficiente 4 persoane ca să avem toate relațiile familiale pe care le-ați auzit. Întrebarea este destul de ușoară, dar interesantă este abordarea logică care ne permite să găsim rapid răspunsul. Ceea ce ne ajută mult, dându-ne un indiciu important, este faptul că nu apar și relațiile soț și soție. Și asta ne face să știm că tatăl și mama din grup nu sunt soț și soție. Și asta înseamnă că ei pot să fie frate și soră. Și mai departe e ușor. Cei doi trebuie să aibă unul un fiu, celălalt o fiică, n-are importanță cine are fiul și cine are fiica. Și atunci avem, așa cum am spus, frate și soră, mamă și tată, fiu și fiică, dar avem și verișor și verișoară, unchi și mătușă, nepot și nepoată. Răspunsul corect este deci acela că numărul minim de persoane pentru a avea toate relațiile familiale specificate este 4. Iar acum o întrebare de mecanică aplicată, mai exact de statică. Statica este capitolul mecanicii care se ocupă cu sistemele mecanice care se găsesc în echilibru static, adică sunt în repaus. Avem două corpuri identice din toate punctele de vedere, cele albastre pe care le vedeți, adică au aceeași formă, aceleași dimensiuni, aceeași masă, absolut toate proprietățile lor sunt identice. Și mai avem și două resorturi identice din toate punctele de vedere. Ele au aceeași lungime, aceeași masă, aceeași constantă elastică și așa mai departe. Pentru cei care au uitat, aceeași constantă elastică înseamnă că sunt la fel de greu de întins sau de comprimat pentru aceeași variație a lungimii. Prindem cele două resorturi de cele două corpuri și obținem două ansambluri, să le spunem corp-resort, evident, de asemenea, identice. Apoi punem ambele ansambluri corp-resort pe o suprafață orizontală, dar într-un caz cu corpul jos și în celălalt caz cu corpul sus. Și apoi comprimăm ambele resorturi cu o altă suprafață orizontală, de pildă o scândură, așa cum vedeți în acest desen final. Este evident că fiecare ansamblu corp-resort apasă pe suprafața de jos,
Dacă aceasta n-ar exista, corpurile ar cădea. Numim forța cu care un corp acționează asupra unei suprafețe cu care este în contact forță de apăsare sau pe scurt apăsare. Iar întrebarea se referă tocmai la aceste apăsări pe care cele două ansambluri corp-resort le exercită asupra suprafeței de jos, a suprafeței pe care sunt puse. Adică este vorba despre care dintre cele două ansambluri apasă mai puternic suprafața de jos. Și cred că sunteți de acord că avem trei cazuri posibile. 1. Apăsarea este mai mare în cazul întâi. 2. Apăsarea este mai mare în cazul al doilea. Și 3. Apăsările sunt egale. Vă rog să alegeți una dintre cele trei variante și să explicați de ce credeți că este așa. Sau și mai bine, de unde știți că este așa. Succes, mulțumesc pentru atenție, pe curând!